Salutare prieteni, bine ați venit pe canalul meu de YouTube, eu sunt Michi, gazda voastră și astăzi voi face o reacție la o piesă a lui Ares, care se numește Suffer. Piesa a fost recomandată de unul dintre membrii acestui canal. Mulțumesc mult pentru recomandare, aștept și alte recomandări, sincer sunt deschis către muzică nouă. Ares, spre exemplu, e unul din artiștii pe care eu nu i-am ascultat niciodată și nu-i cunosc. Chiar n-am idee la ce să mă aștept, dar sunt tare curios. Haideți să dăm drumul la reacție, la clip, să vedem despre ce este vorba. Fiind un artist nou și o piesă pe care n-am mai ascultat niciodată, n-aș ști ce să zic mai mult, așa că hai să dăm play. Sufă și nu din cauza ei. Vărs o lacrimă că sunt departe de-ai mei. Și plouă în mine, plouă. Îmi plânge inima, dar eu tot vă dau vouă. Astăzi sufăr. Nice, nice, am prins refrenul. Nu suferă din dragoste, suferă după, nu știu, familie, prieteni, chestii de genul. Dar mișto partea asta de la... Stai să mai dau o dată. A, uite, da, că văd aici versurile. Îmi plânge inima, dar eu tot vă dau vouă. Da, mișto. Pace, multă dragoste. Eu tot vă dau vouă, astăzi sufăr și nu din cauza ei. Vărs o lacrimă că sunt departe de-ai mei. Și plouă în mine, plouă. Îmi plânge inima, dar eu tot vă dau vouă. Am plecat de acasă. Din orașul meu de piatră, bro. Și să fac muzică a fost... Orașul meu de piatră ar putea fi o figură de stil. Probabil că e din Piatra Neamț, zic și eu. O singurul scop, m-am îndeplinit și visul de când eram un copil. Să cânte cu mine o sală întreagă și să fac un mil, bro. Am ajuns într-un loc în care mă dezvolt și m-am înconjurat de oameni care tot asta fac și ei. Asta fac și ei, dar tot la frații de acasă îmi stă inima. Atunci când sunt trist și am sufletul sloi, gândul îmi zboară mereu către voi. Și unii dintre voi nici nu vă dați seama cât m-ați ajutat să pot să-mi înfrunt teama. Mă jur că am stat și am plâns, am plâns și pentru oameni care s-au dus. Dar ca să-mi vezi trebuie să faci greșel, de-aia nu port ură nimănui nicăieri. Doar sufăr, pentru că mi-e dor. Sufăr că fără dragoste mor. Și tot ea mă face să simt. Dar ne împăcăm un timp, promit. Da, mișto piesa, sincer mă emoționează. Am trecut prin aceleași chestii, sentimente și stări ca și el. Mișto. Am fost și eu plecat. Am fost plecat din țară, n-am fost plecat din oraș, cum zice el. Însă, da, chiar... E greu să fii acolo, oriunde ai fi plecat, să fii fără prieteni, fără familie, în special fără familie, eu cred că asta e cel mai important, să ai familia aproape. E greu, te obișnuiești, dar uite, ca să faci ceva, zic și eu, trebuie să sacrifici câte ceva și na, uite, sacrifici timpul petrecut cu prietenii, familia, știi, viața socială pentru a atinge scopuri, depinde de scopul fiecăruia. În cazul lui e a face muzică și bravo, apreciez chestia asta. Mișto. Acum înțeleg și de ce ursulețul ăsta de pluș aici, necăjit așa, cu petece, uite, iese puful din el acolo la ureche. Da, chiar trist ursulețul, suferă și el. Miedo și mă, dragostea mă face să simt. Miedo și mă. Dragostea mă face să sufăr și nu din cauza ei. Vărs o lacrimă că sunt departe de-ai mei. Și plouă în mine, plouă. Îmi plânge inima, dar eu tot vă dau vouă. Astăzi sufăr. Mișto care versurile, știi, gen poți să cânti, poți să faci un karaoke pe piesă. Îmi place mult refrenul, ocupă mult din piesă refrenul, dar e foarte mișto. Piesa are 2033. Și nu din cauza ei. Vărs o lacrimă că sunt departe de-ai mei. Și plouă în mine, plouă. Îmi plânge inima, dar eu tot vă dau vouă.
Ok. Ok. Dai să opresc aici. Hey. Mișto piesa, mi-a plăcut. Îmi place băiatul. Și apreciez dacă face sacrificii, uite, pentru a face muzică. E de apreciat și până la urmă e un lucru normal, pentru că orice ai vrea să faci în viață, cam trebuie să sacrifici ceva, știi? Depinde de povestea fiecăruia, însă cam așa e în viață, nu poate fi tot ușor, înțelegi? Chiar dacă asta ne dorim, nu poate fi tot ușor și probabil că dacă ar fi totul prea ușor, nu am ajunge să, să fim fericiți, să ne bucurăm de, nu știu, de un drum în viață, de a atinge un scop, știi? Dacă totul ar fi așa, ok, ai crede că e totul, îți este cuvenit, ceva de genul. Mișto piesa, mișto. O să mai ascult Ares, mi-a mai recomandat o piesă, o să caut din nou comentariul să văd ce piesă de la Ares. Și eu probabil o să fac o reacție și la piesa aia. Mersi mult pentru recomandare, apreciez și mai aștept recomandări. Sunt deschis către artiști noi, chiar. Asta e intenția mea, să găsesc artiști noi, muzică nouă. Mersi, aceasta a fost reacția mea la piesa lui Ares, care se numește Suffer. Dacă v-a plăcut, dați un like, spuneți-mi părerea voastră în secțiunea de comentarii și abonați-vă la canal, loviți clopoțelul pentru a fi notificați în momentul în care voi posta și alte videoclipuri. Pe data viitoare v-am pupat, pa, pa!